Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5. Iar astăzi ne începem treaba exact în port. Din câte puteți observa, băieți, în momentul de față ne aflăm exact aici în port, de unde trebuie să ne luăm noile mașini pe care trebuie să le ducem la Antidot Performance ca să le tunăm, deoarece o să le punem și la vânzare, iar mașinile astea au ajuns chiar din Brazilia. Dacă vine să credeți, avem și clienți din alte țări, ceea ce este destul de interesant, adică mașinile nu le-am comandat pentru mine, ci le-am comandat efectiv să vină aici ca să le putem prelua, să le ducem la Antidot Performance, ceea ce este destul de tare. Însă, nu uitați mai de la începutul acest episod să spargeți butonul acest de like, hai să strângem cât mai multe la acest episod. Desigur, aș vrea să văd dacă strângem 1000 de like-uri la acest episod și nu uitați voi să vă abonați dacă sunteți noi pe acest canal și aș vrea să vă urez și un Paște fericit tuturor celor care sărbătoresc această sărbătoare și, desigur, multă sănătate alături de cei dragi. Cred că este destul de important sau cel mai important lucru și, desigur, în momentul de față va trebui să folosim aceste mașinuțe, va trebui să le urcăm în remorca noastră, doar că am vrut să vă arăt ceva, băieți. Nu știu dacă observați în spatele meu, dar eu văd cam multe. Deci uitați-vă acolo câte remorci sunt de taxis, bro. Deci aici am port, cred că vin toate comenzile astea, deci vine toată marfa de la taxis și de la toate firmele și toate locațiile care există pe aici. Deci uitați-vă câte camioane, da, deci câte remorci din astea de camioane cu taxis se află aici, ceea ce mi se pare surprinzător. Iar aici mai avem încă câteva, mai avem și în față. Deci uitați-vă aici, vedeți? Mamă, deci unele sunt de la benzinării, vedeți? Astea cred că sunt comandate de mai multe benzinării din Los Santos. Avem aici și remorci din astea cu taxis. Nu știu ce se mai află pe aici, cred că se aduc și pachete sau multe chestii. Vă dați seama, adică, mamă, deci uitați-vă câte containere sunt foarte curios ce se află în containere din astea de genul. Uite, avem și containere de la poștă, vedeți că pe astea scrie poștăl din asta. Nu știu ce e ăsta aici, Jetsam, habar n-am, și aici tot de la poștă, mamă, câte sunt, frate, și vedeți că cu aceste vase, adică, bine, practic cu aceste vapoare de pe aici din stânga, vin aceste containere și aceste pachete, frate, deci uitați-vă aici cât este un vapor din ăsta, mă, mamă. Cred că ăsta tocmai a ajuns aici, vedeți că au niște macara din asta imensă, mamă, deci vă dați seama că dacă prinde ceva cu acele cabluri, păi frate, cred că ridică tot vasul ăsta de pe aici, deci, mamă, e prea șmecher, frate, deci uitați-vă aici cât de puternică este această macara și, desigur, cam așa funcționează. Uite și aici în stânga mai văd încă una, deci văd acolo încă o barcă din aia, deci, mamă, e prea șmecher, deci uitați-vă aici pe vapor vin astea, bă, deci prea tare aici în port și vă dați seama că toată lumea comandă și din alte țări și din alte orașe, destul de șmecher, n-am fost niciodată aici, de asta am venit și noi de data asta aici personal, ca să vedem care este treaba și desigur că în momentul de față va trebui să urcăm aceste mașini în remorcă. O să le lăsăm aici momentan pentru că va trebui să deschidem remorca, da, ați auzit bine, va trebui să deschidem și noi remorca noastră pentru că avem aici un butonaș magic pe care apăsăm și, desigur, acum coboară și platforma aici din spate pe unde urcăm și noi mașinuțele și este genial. Nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre remorca mea. Nu știu dacă v-am întrebat în episodul trecut sau acum câteva episoade când v-am prezentat-o, dar aș vrea să-mi spuneți o notă de la 1 la 10 cât de șmecheră este și hai să vedem acum cum o să punem aceste mașini. Cel mai probabil o să adaug această mașină, deci vedem aici că avem un Range Rover, cred, da, văd că scrie și pe spate. Mamă, acum mi-am dat seama. Deci aici vedem că scrie Range Rover Mansory. Mamă! Deci dacă nici mașina asta nu este scumpă, n-am ce să mai zic. Deci e șmecher rău de tot, dar o să trebuiască, desigur, să îi facem modificările pe care și le-a dorit clientul, după care va trebui să le trimitem din nou înapoi. Ia să vedem, deci urcăm aici cu spatele această mașină, pentru că dacă o ducem cu spatele, cred eu că nu o să ne trebuiască atât de mult loc. Bun, cred că am pus-o destul de bine. Da, atât e maximul, oricum. Bun, va trebui să coborâm pe partea asta. Așa sărim și noi de pe aici. Și eu cred că încă două mașini în cap, nu? Da, deci două mașini mai trebuie să încap aici, garanta. Deci una o punem cu fața
Și cealaltă s-ar putea să o punem tot cu spatele, nu? Nu-mi dau seama, deci, bă, e încăpătoare remorca, dar na, n-ai cum să pui 10 mașini. Păi și tu, 2, 3, 4, 4 nu știu dacă în cap, dar am putea să încercăm o dată, dar probabil că unele mai micuțe și desigur va trebui să le punem și pe următoarele, deci... O punem și pe asta roșie. Pe asta o punem probabil cu fața. Da, deci o punem cu fața pe asta. Și probabil ultima mașină o punem cu spatele. Și cred că o să încapă de minune. Cred eu, acum nu sunt sigur de această informație. Bun, punem aici mai în față ceva de genul. Bun, perfect. Așa, iar acum trebuie să trecem și la următoarea. Bă, what? Mă sună cineva? Problema este că e Lucia. Și nu știu de ce mă sună exact acum când suntem la muncă. Bine, na, putem să-i răspundem, dar... Adică, doar, de ce le sunți atât de greu la telefon? Te-am sunat în continuu. Nu prea cred că are cum, pentru că acum ai sunat, adică e singura dată când mi-a sunat telefonul, sau cel puțin prima dată când am auzit telefonul că sună, și ți-am răspuns, adică m-am uitat doar cine e la telefon, adică n-am stat mult să mă gândesc. Spune, Lucia, ce este? Pentru că sunt la muncă acum, trebuie să aduc niște mașini aici, la Antido Performance. Ce ți-am spus eu ție, că astăzi o să plec puțin din ora. Și o să merg la prietena mea cea mai bună. A, mi-ai spus ceva, ai spus că te duci la prietena ta cea mai bună în vizită, că a fost treaba asta cu Paștele acum, da, poți să te duci, adică n-am nicio problemă cu asta, vrei să te duc eu sau ce s-a întâmplat, nu te mai duci? Am vrut să spun că o să stau la prietena mea cam 2 zile, sper că nu te deranjează, o să stai cu prietena mea acolo. A, deci pleci din oraș, ok, 2 zile, ok, bă, poți să te duci, adică care este problema, adică ce e acum, o zi sau două, nu e nicio problemă. Și cu ce te duci, te duci singură sau vrei să te duc eu, e departe, ai spus că e în alt oraș, a? E în regulă, poți să mă duc și singură, pentru că am și eu mașină, poți să mă duc singură acolo. A, păi, dacă spui așa, ok, da, păi, na, și tu ai mașină, ai și mașina pe care ai primit-o și de la mine, și în plus de asta, până la urmă, și tu ai permis, știi să conduci, na, n-are rost să te duc eu și să mă întorc pentru că e probabil departe și așa măcar vii când vrei tu. Na, eu probabil că așa în vreo câteva minute sau hai zicem în vreo 5 minute cam așa, o să fiu pe la Antidote Performance, mai am încă o singură mașină de urcat pe platforma aici ca să duc acolo și dacă vrei poți să vii să îmi spui la revedere sau să îți iei rămas bună, adică na, pleci 2 zile totuși, na, dacă vrei poți să treci pe acolo pentru că oricum ești acasă, nu? Da. Eu sunt acasă la fratele tău, stăteam în pat pe canapea, mă uitam la televizor, hai că o să vin și la, o să vin la Antidote Performance. Bine, Lucy, hai că o să urc acum și ultima mașină și o să mă grăbesc și ne vedem acolo la Antidote Performance. Pa! Bun, deci băieți, o să trebuiască să ne vedem și cu Lucia. Aparent, na, ea mi-a spus că pleacă acum vreo 2 zile din oraș, nu știu exact unde se duce, deci am înțeles că se duce cu mașina, nu cu avionul, deci n-ar trebui să fie atât de departe, presupun, nu sunt sigur, însă hai să urcăm și noi această mașinuță, o să plece vreo 2 zile din oraș, dar na, până la urmă, ce are, e cu sărbătorile, așa, ia să vedem dacă mașinuța asta o putem pune așa cu spatele, dacă nu, va trebui să o punem cu fața, ia să vedem dacă încape ceva de genul, da, da, ok, așa, încă puțin, cam așa, eu zic că stă mașinuța asta destul de bine aici și în momentul de față, uitați-vă cât de frumos arată. Bă, n-am nimic de reproșat, deci remorca asta este perfectă, sincer. Da, mai avem și noi o remorcă din aia, care are, cum ar fi, 6 locuri sau mai multe dacă îngrămădim mașinile. Și știți că avea o platformă jos și una sus. Doar că e prea înaltă, poți face vreun accident cu ea. E un pic mai sensibilă remorca aia, nu prea îmi place. Nu e atât de practică, ca să înțelegeți. Și mi se pare asta mult mai șmecheră, pentru că cu această remorcă, măcar nu se zgârie nici mașinile, pentru că le închizi acolo, nici nu vede cineva în cazul în care stă și se holbează la mașinile pe care le transportăm sau dacă vreodată trebuie să ducem o mașină mai scumpă, na, nu ne punem în pericol, adică dacă e totul închis, nu vede
nimeni ce este înăuntru și automat evităm orice pericol. Însă, hai să închidem și noi aici această platformă, deci o închidem cu totul, pentru că nu avem voie să mergem cu ea deschisă și nici nu este sigur să facem acest lucru. Așa că, hai să ne urcăm în tirul nostru genial și să punem aici pe GPS, să punem aici, desigur, Antidote Performance, deci o să trebuiască să punem exact aici. Deci, nu e atât de departe, doar că este în partea cealaltă a orașului. Asta este singura chestie mai nasolică. Bun, hai să vedem cum ieșim de pe aici. Cred că o să trebuiască... Mamă, eu un pic am nasol, dar am o idee. Puteam să mergem și pe acolo, pe la barieră, sau să mergem cu spatele până pe aici? Da, era și asta o idee. Să mergem cu spatele până pe aici, că dacă nu, o să stric stâlpii. Dar nu contează. Hai că încercăm și noi să facem o schemă așa. Bun, perfect. Și o să trebuiască să o luăm, cred că pe aici. Da, 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 pentru că pe acolo e parcarea și prin dreapta este unde vin acele bărci, vă dați seama, deci acolo sunt doar containerele și așa mai departe, deci nu avem ce căuta în partea cealaltă, vedeți că este vaporul ăsta aici și na, în partea aia sunt doar mai multe vapoare. Bun, deci o să trebuiască să mergem înainte. Uite, e la vreo 1,5 km, cam așa, dacă nu mă înșel, de Antidote Performance, nu este atât de departe și vă pot spune că locația noastră, deci Antidote Performance, este o locație foarte centrală. Deci e foarte bună ca și locație, pentru că ba te duci într-o parte și ești pe autostradă, ba te duci într-o parte și te duci înspre oraș sau înspre secția de poliție, ba te duci în altă parte și ajungi aici în port. Deci este o locație superbă, deci e cea mai bună locație în care puteam noi să avem un dealer auto, ceea ce mă face și mai fericit. Deci este genial, adică doar puncte bune și puncte bonus avem pentru această locație. Ia să vedem, pentru că noi ne-am mai dus de câteva ori la dreapta odată. A, da, și pe lângă noi mai e încă o secție de poliție, deci e asta și mai e și secția cealaltă de acolo principală. Stai așa că nu știu pe unde trebuie să o luăm noi. Mi se pare că stați așa, spunem frână. Normal pot să mă duc pe acolo, pe sus, doar că nu vom face acest lucru. Cine vom duce? Cred că pe strada asta, da, da, cred că pe strada asta m-am duce de mai multe ori și este bine. Da, deci tradus asta ajunge exact acolo în față și nu trebuie să mă chinui ca să parchez tierul după aia. Bun, deci ceva de genul, vedeți? Și aici e așa mai drept și după aia intrăm direct la Antidote Performance înăuntru. Hai bă, treci și tu! Mamă, uite cât stă ăsta cu cisterna asta să treacă. Hai că trebuie să luăm aici la stânga, perfect, și intrăm la Antidote Performance. Așa, eu cred că încăpem, da, da, da. Bun, iar aici o să tragem această mașinuță, ceva de genul, tragem și noi tirul. Bun, iar în momentul de față, ia să vedem, deci o să trebuiască să coborâm și mașinile astea de pe platformă. Ia să vedem, deschidem remorca. Din câte vedeți aici, avem și acel Lamborghini Urus pe care l-am câștigat atunci din containere cu ediția Sonic și mai avem acolo în față și mașina lui Ronaldo, vedeți? Uite, acolo în față e acea mașinuță, ceea ce e destul de tare. Cu cealaltă mașinuță, știți că avem încă un McLaren din el, așa, cu albastru și cu alb, se mai plimbă fratele meu, dar nu este o problemă și hai să coborâm și noi mașinile, doar că ar trebui să-l sunăm pe fratele meu să vină și el aici și să ne ajute un pic cu mașinile astea, să le tuneze sau ceva. Da, cred că o să-l sunăm pe fratele meu și o să-l întrebăm dacă poate să vină aici să ne ajute. Și știți care este problema? Adică nu e neapărat o problemă, pentru că noi facem bani, așa. Aici la Antidote Performance mai avem încă două mașini pe care trebuie să le tunăm. Astea două de pe aici, da. Trebuie să le tunăm pentru niște clienți și mai avem acolo, deci ediția Sonic, deci ăla Lamborghini, ăla Urus. Nu știu sigur dacă să-l vindem sau să-l păstrăm. Foarte mulți dintre voi mi-ați spus să îl păstrăm. Probabil că o să-l păstrăm în continuare. Mașina asta îmi rămâne mie, deci asta nu o să vă întâlnesc niciodată, pentru că m-am îndrăgostit de ea. Mi se pare genială și mi-mi place și treaba asta cu Nike. Vedeți că și noi avem niște Adidas și Nike în picioare și mi-mi plac foarte mult. Nu uitați, vă spuneți în secțiunea de comentarii dacă vă plac și hai să vedem. Deci o să trebuiască să îl chemăm pe fratele meu, măcar să mă ajute cu cele două mașini de pe aici. Și după aia cred că suntem destul de liberi, pentru că Lucia o să plece din oraș, deci poate să vină cu Lucia deodată dacă e acasă și hai să vedem, deci avem aici mașinile astea, trebuie să le scoatem, da, trebuie să-l sunăm pe fratele meu neapărat, nu se poate. Alo, Luca? Da? Pe unde ești? Ești pe acasă și tu? Da. Bun, păi ai putea să vii puțin până pe la Antidote Performance, deci am adus aici niște mașini pe care le-am comandat și trebuie să le tunăm, doar că mai avem și alte mașini pe care trebuie să le tunăm și cam am nevoie de ajutor, pentru că sunt destul de multe, s-au făcut 5 acum, poți să vii? Da, pot.
Bun, și în același timp, dacă poți să o aduci și pe Lucia cu tine, pentru că ea o să plece vreo două zile din oraș, a zis că trece pe aici să-și ia, na, o să zică la revedere și na, o să se întoarcă peste două zile, ia-o și tu cu tine, că și-ai acasă și veniți aici, veniți aici amândoi, bine? Da. No, bine, da. hai, vă aștept amândoi, bine. Pa. Bun, deci băieți, în momentul de față o să trebuiască să coborâm și noi mașinile astea. Până atunci poate apare și fratele meu cu Lucia, cine știe. Și o să trebuiască ca fratele meu să mă ajute cu toată treaba asta. Pentru că în momentul de față sunt cam multe mașini pe care trebuie să le tunăm. Și asta este o problemă într-un fel sau altul. Pentru că da, facem bani, doar că în același timp e destul de dificil. Trebuie să luăm mașinuța asta prima dată. Ia să o coborâm, nici nu știu unde să le punem, dar le punem exact aici unde o să urmeze, bineînțeles, să le tunăm, deci exact aici pe platformele astea, o las pe asta aici și le punem pe fiecare pe aici, pe lângă, pentru că oricum o să trebuiască să le tunăm, ia să vedem, o avem și pe asta de aici cu roșie și după aia avem Range Rover-ul ăla de pe acolo, ia să vedem, deci o luăm și pe asta roșie, pam, hai să vedem dacă putem să ne urcăm în ea, așa, coborâm pe aici, așa, cu grijă, pe rampă, în jos, perfect. Și hai să o parcăm și pe asta mai în spate, ceva de genul, cam așa. O lăsăm aici pentru că oricum o tunăm pe asta și după aia vine următoarea. Chit că pe asta roșie am putea să o punem noi în partea cealaltă. Opa, ia uite cine a ajuns, băieți. Nu pot să cred. Opa, deci a venit și fratele meu. Oh, a venit și Lucia. Da. Ce faceți? Ce faci, Bobo? Păi am venit. Bun, și uite, a venit aici și Lucia. Ce zici, Lucia? Ce zici aici? Cum e la Antidote Performance? Mamă, cât de frumos este aici Antidote, dar astea sunt toate ale tale și cheilul ăsta de pe aici? Da, în principiu da, adică mașinile astea pe care le-am adus noi acum, adică sunt aici vreo 3 mașini, aia din stânga de pe acolo, vezi Ferrari-ul ăla alb, cea roșie de acolo din față și asta de pe platformă, ei bine, astea sunt aduse pe comandă, practic le-au trimis niște clienți, trebuie să le tunăm pentru ei și după aia le trimitem înapoi. Cam asta este toată Antidote? Ideea. Da. De unde ai astea mașini? Mașinile astea practic le-am adus din port, Luca. Le-au trimis niște clienți din Brazilia, dacă îți vine să crezi. Deci, nu știu, avem clienți în toată lumea, frate, în momentul de față, ceea ce e destul de tare, pentru că Antidote Performance o să apară peste tot, însă avem de tunat mașinile astea două și astea două de pe aici, de la niște clienți din Los Santos, deci astea o să trebuiască să le facem mai repejor, astea două de pe aici și mai avem încă una pe platformă, adică aici pe remorcă pe care trebuie să o coborâm și na, și pe asta trebuie să o tunăm, nu știu ce trebuia să-i facem la aia, după care am cam terminat, dar avem o groasă de lucru și Lucia, tu ai spus că o să trebuiască să pleci timp de două zile, deci na, poți să te duci deja acum până nu se întunecă, acum e frumos afară și cam asta e. Da, chiar o să plec pentru două zile la prietena mea, dar îmi place foarte mult aici Antidote. Aș putea și eu să lucrez la Antidote Performance, mai aveți nevoie de oameni aici? Păi da, Lucia, da, aici e munca așa mai de bărbat, știi ce zic? Adică tu ca și fată, nu știu dacă te descurci tu atât de bine pe aici sau vrei tu să te murdărești, așa, e plin așa de ulei de la mașini, nu știu dacă o să-ți placă ție neapărat, dar dacă îți plac mașinile atât de mult, clar te poți angaja aici pentru că este afacerea noastră de familie până la urmă, deci nu văd o problemă în asta. Da, doar că îmi place, n-ai văzut că și eu îmi fac mașinile roz, ai văzut cât de frumoasă este, îmi plac mașinile foarte mult. Da, păi atunci dacă îți plac ție mașinile atât de mult, clar, da, poți să vii aici să lucrezi din, adică poți vii exact după ce vii de la prietena ta, adică nu e nicio problemă și ne poți ajuta și tu să tunăm mașini, uite avem aici o groază de piese, multe chestii și gândește-te că acest dealer e până sus la etajul 2, adică avem aici parterul, avem primul etaj și după aia avem și terasă sus. Acolo, na, putem să ne relaxăm mai mult, este și parcare, dar da, avem o groază de loc și da, putem angaja și mai multe persoane și poți să lucrezi și tu aici cu noi, nu este nicio problemă, Lucia. Dar hai că se face seara deja, uite, îți dau aici un pupic, așa, iar acum du-te și tu unde ai spus că trebuie să pleci la prietena ta și, na, du-te acum
acum cât este zi, ca să nu se întunece, pentru că după aia îmi fac griji, Lucia, și nu e atât de ok. Ha? Of, bine, atunci o să mă duc, dar ne vedem peste două zile. Păi bine, și cu ce mașină să mă duc? Păi du-te cu mașina asta lui fratele meu mai mic, pentru că oricum noi avem aici mașini, în caz că e vreo urgență sau ceva, ne putem duce cu ele. Deci du-te cu asta și restul, na, nu ai nevoie de ele. Bun, deci a luat Lucia mașinuța asta, ia să vedem dacă are loc. Poți ești mici, Lucia, sau... A, Lucia! Da, aparent o să ne vedem cu ea peste vreo două zile. Ce, ai uitat ceva, sau... Nu, dar credeam că mi-am uitat de geanta. Bine, atunci o să plec, antidot. Da, băieți, o să ne vedem cu Lucia peste vreo două zile, ceea ce, na, e destul de nasol, dar, na, nu poate să stea doar acasă, se mai plictisește și ea și, na, se duce doar pentru două zile. Dar unde se duce iară? Lucy a spus că se duce la o prietenă timp de două zile și da, că știi, a fost acum cu Paștele, sărbătoare și așa, știi? Da, hai să se ducă și ea până la prietena cea mai bună și cam asta e ideea, adică o să întoarcă peste vreo două zile, da, nu e o problemă. Însă, noi va trebui să continuăm aici să tunăm mașinuțele astea, băieți, e un pic mai complicat pentru că avem o groază de treabă. Și, na, după aia o să trebuiască să le trimitem și înapoi, o să trebuiască să le ducem. Dar, mama, avem ceva de tunat pe aici. Da, trebuie să o tunăm și pe aia de acolo, deci e un pic cam dificil, băieți. Bun, băieți, va trebui să coborâm și ultima mașină. Doamne, doamne, cât avem aici de făcut, ia să vedem. Așa, o coborâm și pe ultima de pe platformă. Bă, să știți că remorca asta este genială și o să o punem exact aici pe stânga. Pentru că dacă terminăm o mașină de tunat, e bine, o punem și pe următoarea. Îi aducem modificările alea și e destul de ușurel. Bun, deci remorca asta n-am ce să-i reproșez, băieți. Deci uitați-vă cât de șmechere e și câte mașini în cap aici, cât de performantă este și în același timp v-am spus... Cumpărat ăsta? Deci am cumpărat-o? Păi ca să ne fie mai ușor să aducem mașini, să le și livrăm, adică e performantă și pe lângă asta e și electric, adică nu poluează atât de mult, deci mi se pare genial, adică n-ai ce să zici la remorca asta, e prea șmecheră, însă o să trebuiască să ne apucăm de tunat, deci avem una, două, trei, patru, cinci mașini de tunat, deci da, o să fie un pic mai ciudățel și nici nu știu cu care să începem, oare să începem cu acest Ferrari, ia să vedem, da, cred că sunăm Ferrari pentru că nu avem foarte multe de făcut la el și după aia putem să le urcăm pe platformă, pe cele pe care am reușit să le tunăm, băieți, sau să terminăm ceea ce avem de făcut. Ia să vedem. Deci intrăm aici la tuning și avem așa plăcuțele. Plăcuțele, nu știu sigur dacă mașina asta are plăcuțe, are pe spate. Da. Depinde acum ce culoare o să facem mașina asta, pentru că dacă o să rămână albă, atunci o să lăsăm așa, adică nu mai are rost. Bun, geamurile, putem să le schimbăm sau să le lăsăm pe astea, nu știu. Bun, motorul, clar, trebuie să-i aducem cel mai bun upgrade de nivelul 3. O să și curățăm, o-i facem o reparare din asta avansată, niște frâne din astea șmechere. Să umblăm la jante, băieți? Nu știu dacă să umblăm neapărat la jante, dar... nu prea aș umblă eu neapărat, dar hai să vedem. Bun, deci putem să punem niște roți din astea ceva mai high-end așa. Sau, da, nici nu știu, sau ceva de SUV, habar n-am. Probabil că o să le lăsăm pe cele de fabrică. Și ce mai avem de făcut pe aici? Culoarea, să schimbăm culoarea la mașina asta, bă, destul de ciudat, bă, adică nu știu dacă schimbăm culoarea. Mamă, am putea să facem un verde din asta, dar nu știu dacă schimbăm culoarea și nu o lăsăm așa albă cu efectele astea verzi așa, poate se cam strică așa, da, combo, să zic așa. Ia să vedem, deci putem să punem, nu, astea nu prea îmi plac, cam ciudățel, albastră nu, uite, așa arată ciudat. Da, cred că un verde, bă, cred că un verde ceva. Păi, sau uite așa, un albastru din ăsta mai deschis, dar... uite cum arată așa. Asta chiar e interesantă. Sau așa, Galaxy Blue. Mamă, albastru de ăsta de galaxie. Ok, Midnight, opa. Dar arată ciudat, să fiu sincer. Lime, da. Avem aici niște culori. Sincer, asta se potrivește mai mult, pentru că e o altă nuanță de albastru sau de un fel de verde, gasoline green, nu știu ce e ăsta. Și ăsta e verde complet.
Mamă, asta se potrivește. Nu-mi dau seama cum arată complet neagră, dar nu, așa pe galben nu merge, portocalie nu merge și cine vrea să-și facă așa. Asta chiar merge, dar arată ciudat, bro, arată destul de ciudat. Ok, așa pe roz nu merge. Am putea o nuanță din asta, roșie nu prea merge cu chestiile astea verzi pe aici. Da, nu știu ce să zic. Și ia să vedem pe aici. Avem silver, ce mai avem pe aici? Uite ăsta, wow, complet neagră. Ar merge. Am putea să-i punem așa complet neagră. Merge cât de cât. Sau să o facem, da, să o facem mat. Ia stai așa, să vedem mai bine pe mat. Ia să vedem complet, da. Așa parcă se vede un pic mai interesant așa, nu Luca? Da, chiar arată destul de tare. Mai bine. Da, chiar e tare. Și avem aici și suspensia. Putem să o lăsăm destul de jos, adică cât mergea maxim. Transmisia, să-i punem una de stradă. Și nu știu dacă putem să îi punem niște neoane din alea șmecheri. Uite așa, vezi, cu mov pe jos. Roșii, cred că verzi merită la asta. Ceva de genul, ca să vadă pe jos cu verde, cum se vede și aici. Ia să vedem ceva, ăsta se potrivește. Da, 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 mind green, pentru că aceeași nuanță de verde și se potrivește. După aia chiar merită. Bun, și cam asta putem să schimbăm noi la mașinuța asta, care să fie și interesant, pentru că nu avem atât de multe de făcut decât să mai facem niște revizii. Dar o să o lăsăm așa cel mai probabil. Da, deci mașina asta chiar arată genial. Probabil că o să o lăsăm în felul acesta. Mamă cât de șmecheră e, bă, sincer. Chiar arată destul de tare. Iar acum pe care s-o tunăm, deci mai avem Range Rover-ul, o avem și pe asta. Dar poate și fratele meu se ocupe de ele. Însă le avem și pe astea aparent. Mă sună cineva? Luca, ocupă-te tu de următoarea mașină, pentru că apare, mă sună cineva. Problema este că mă sună un număr privat, băieți, și nu știu cine o fi, dar asta mă îngrijorează puțin. Alo, da? Cu cine vorbesc aici la telefon și de ce m-ați sunat cu număr anonim? Adică eu nu înțeleg, nu putea să sunați normal? Vă e frică de ceva? Care-i treaba? Ți-am spus că nu va rămâne așa antidot. Ghicește unde este Lucia acum. Oh my god, nu, stai un pic, stai, acum mi-am dat seama, mă scuzi, cum adică? Ai prins-o pe Lucia? Deci nu ai idee ce să-ți fac dacă îi faci vreun rău. Unde este Lucia acum? Spune-mi, spune-mi unde este Lucia. Lucia n-are cum să fie la tine, pentru că ea a plecat până undeva. What? Credeai că va rămâne așa antidot? Lucia este la mine și nu o să afli niciodată unde se află. Și dacă nu faci ceea ce îți spun, ei bine, eu o să moară. Doamne ferește, păi cum să o omori? Adică, mamă, dar a fost și iubita ta sau încă este? Adică, eu nu înțeleg, cum poți să-i faci rău? Spune-mi ce trebuie să fac, fac orice, doar spune-mi, cum, ce poți să fac acum ca să nu-i faci nimic? Adică, nu vreau să pățească ceva, spune-mi. Na, ce ai nevoie? Ai nevoie de bani? Care este treaba? Vreau să aflu două lucruri de la tine. Primul fiind, care este de fapt adevărul? Tu ai vrut să fie iubita ta? Sau ea a vrut să fie iubitul ei? De unde până unde s-a întâmplat acest lucru? Păi eu cu Lucia ne-am întâlnit prin oraș. Ea a spus că mă cunoaște și ne-am împrietenit și a spus că și-ar dori o relație cu mine. Mai mult decât atât, nu. Adică a fost destul de simplu. Nu e ca și cum a urmărit sau ceva de genul. Pur și simplu ne-am întâlnit prin oraș și ne-am împrietenit atât de mult încât mi-a spus că vrea să aibă o relație cu mine. Tu acum ai răpit-o pe Lucia doar ca să afli chestia asta? Deci este adevărat ce ai spus când am fost la voi acasă. Bine de știut atunci să fie cum spuneți voi. Dar schimbul lui Lucia va trebui să faci un lucru, un lucru destul de major. Am nevoie de bani. Ce zici de acest lucru? Ai nevoie de bani? Da, ok. Spune-mi de câți bani este nevoie și da, doar nu-i fă niciun rău lui Lucia. Te rog frumos, nu-i fă nimic al lui Lucia, pentru că nu știu ce aș face, nu aș rezista fără ea. Spune-mi doar cât, de câți bani este vorba și spune-mi unde vrei să ne întâlnim și o să vin cât de repede pot. Ai două lucruri de făcut. O să aduci suma de bani pe care ți-o spun în momentul de față și o să vii exact în locația pe care o să ți-o trimit. Dacă nu vii aici în cel mai scurt timp posibil, ai 10 minute la dispoziție să ajungi aici. Altfel, Lucia va muri. O spun și mă repet din nou. Nu-i fă absolut nimic lui Lucia. Nu vreau să fățească absolut nimic. Doar spune-mi de câți bani
bani este vorba și spune-mi unde să vin, atâta tot. Deci, da, accept ceea ce spui tu, doar nu-i fă niciun rău lui Lucia. Serios acum, doar spune-mi de cât este vorba. Vreau de la tine 50 de milioane de dolari ca să o răscumperi pe Lucia. Dacă vrei ca Lucia să trăiască în continuare, va trebui să vii cu această sumă exact în locația pe care ți-o trimit eu acum. 50 de milioane de dolari? Dar ce vrei să cumperi? Clădiri? Oraș? Eu nu... Ok, da, ok, o să fac ceea ce spui tu pentru că văd că nu prea am de ales. Dar după ce terminăm cu chestia asta, nu ne mai deranja, te rog eu frumos. O să fac ceea ce spui tu, văd că ai nevoie de bani, o să-ți aduc banii de care ai spus, doar nu-i fă nimic al lui Lucia și o să vin acolo cât de repede pot. Dăm locația. Să-ți trimit locația cu număr ascuns și ai 10 minute la dispoziție să ajungi aici. Nu uita că dacă nu vin astea 10 minute, s-a sfârșit cu Lucia. Doamne, mi-a închis și telefonul, dar mamă, fratele meu n-are de ce să afle acest lucru, deci o să-i spunem că avem niște treabă în oraș, dar n-are cum să, deci nu o să-i spun niciodată de acest lucru. Lucas, eu o să trebuiască să plec până în oraș, tu rămâi aici și tu ocupă-te de mașinile astea pe aici până vin eu, că vin repede, bine? Ok. Bine, bine. Bun, băieți, deci noi o să trebuiască să mergem de urgență până în locația în care ne-o trimite bineînțeles Jason. Doamne, în cazul în care nu v-ați dat seama cine a răpit-o pe Lucia, chiar Jason era. Bă, și-a spus el că n-o să rămână așa, deci chiar m-a amenințat și am spus și lui Lucia, bă frate, ne-a amenințat fostul tău iubit, iar în momentul de față, noi acum trebuie să-l găsim, deci trebuie să ne ducem în locația pe care el ne... Aoleu, mi-a trimis exact acum locația, exact cum am primit-o. Da, mi-a trimis deja locația, ok, hai să ne grăbim băieți, pentru că nu prea avem mult timp la dispoziție, doar 10 minute, dar nu o să trag de timp că nu are rost, așa că hai să ne ducem repede la mașină și trebuie să ne ducem acolo cât mai repede, dar voi vă dați seama că ne-a cerut 50 de milioane de dolari, nu știu ce are de gând să facă, probabil că nu e de aici din oraș, vrea el să facă ceva cu banii ăștia, nu pot să-mi dau seama, dar foarte ciudat. Băieți, foarte ciudat, pentru că nu mă așteptam ca el să fie în stare să facă așa ceva, adică să-și răpească fosta iubită. Bă, e destul de ciudat, adică cum poți să faci așa ceva? Dacă Lucia nu și-a mai dorit o relație cu el, trebuia să o lase în pace, frate, dar el în momentul de față a răpit-o, iar acum îmi cere mie, fiind eu noul iubit al lui Lucia, 50 de milioane de dolari, bro. Asta e cea mai ciudată chestie și cea mai stupidă, dar na, n-avem ce face, băieți. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere să o salvăm pe Lucia și na, aparent acceptă bani, ceea ce este un lucru bun, pentru că dacă ne cerea niște lucruri mai grave, era destul de nasol, dar tot nu pot să înțeleg cum a putut să o răpească și uitați-vă unde mă cheamă. Deci dacă aici este cazinou ăsta, undeva pe aici prin spate, aici știu că este o clădire din asta mai abandonată, așa, adică nu este în funcțiune, da, știe el ceva, adică bine că nu ne-a chemat pe vreun munte sau ceva, dar uite pe unde ne-a chemat, pe aici, mă, dar nu-mi dau seama unde ar trebui să fie. Undeva pe aici, prin dreapta sau acolo jos, mă, Doamne, nu-mi zic că a venit exact aici pe partea cealaltă cu Lucia, asta o să fie destul de ciudat, sau? Problema e că nu-mi dau seama unde este, frate, dar nu știu, să tragem mașina aici, să ne uităm, deci mi-a arătat exact aici, deci pe stradă exact aici, dar doar nu stătea unde vin mașinile, că ar fi fost destul de ciudat, doar că nu văd absolut nimic, adică nici în dreapta, nici în stânga, nici nimica. N-are cum să fie undeva pe deal pe acolo. N-are cum să fie aici, nu? Ba, asta ar fi destul de ciudat. Nu vă cred! Aoleo, aoleo, băieți, ce văd în fața mea? Nu pot cred. Deci, asta e... Nu pot cred. Acolo e Jason și cu Lucia. Nu pot cred așa ceva. Mamă, trebuie să ne ducem cât mai repede acolo. Bă, deci chiar n-a glumit, bro. Chiar n-a glumit, dar nu s-a dus departe. Deci a dus-o exact aici. Mamă, deci asta are un plan făcut de minune. Mamă, sper că nu-i face nimic al lui Lucia acum. Doamne, uite ce a putut să facă. Nu pot cred așa ceva. Mamă, uite-l pe Jason. Și asta chiar e Lucia. Jason, ce tot faci? Cum ai putut să faci așa ceva? Nu te apropia de aici, altfel o să tragă Lucia. Tu doar adu banii de care ți-a spus cei 50 milioane de dolari, altfel se va întâmpla ceva foarte rău. Bine, bro, gata, calmează-te, Doamne, bă, cum poți să faci așa ceva? Gata că ți-am adus aici banii, Doamne, băi, ce oameni, mă. Gata, frate, ți-am adus aici toți banii pe care mi-ai avem și noi pe aici pe la dealerul ăsta auto. Bă, frate, cum poți să-i faci așa ceva, frate? E fost tata iubită, nu mai zic nimica, deci...
Na, mai trebuie să fac ceva. Ai vreo problemă cu asta? E decizia mea ce fac. Nu contează că este fosta mea iubită sau că este iubita mea. S-am spus să aduci banii, iar asta este singura ta problemă. Bine, gata, uite, ți-am adus aici banii. Uite, poți să-i vezi aici. Acum, gata, calmează-te. Nu mai sta cu pistolul pe ea, că deja e prea de tot. Ajutor, antidot, vreau să mă moare. Nu înțeleg ce este cu el. Ce se întâmplă? Sincer, nici eu nu prea mai înțeleg ce cu el, dar uite, ai aici servieta, ia-o și tu de aici și hai, că deja nu mai înțeleg nimic, ia servieta și sper că ajung banii, ai spus 50 de milioane de dolari, acum las-o, te rog eu să plece. Ți-am spus că va rămâne așa, antidot, mulțumesc pentru cei 50 de milioane de dolari, eu mi-am terminat treaba aici, să nu aud că te duci la poliție, pentru că o să întâmple ceva și mai rău, n-ai idee, dar hai, vă pup, cam asta a fost treaba mea aici. Oh my god, Lucia, ești bine? Nu știu ce se întâmplă cu fostul tău iubit, dar e ceva ciudat la mijloc. Deci, cum e posibil așa ceva? Adică, totuși, ți-a fost fostul iubit? Adică, cum poate să facă așa ceva? Să te răpească exact pe tine? Putea să facă orice chestie, dar să nu facă acest lucru. Mulțumesc că m-ai salvat, antidot. Mi-a fost atât de frică. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Jason a nebunit. Da, chiar că a nebunit, doar că nu prea e nebun după tine, ci mai mult a vrut să-ți facă rău, dar, Doamne, să-mi ceară bani ca să nu te omoare, Lucia, tu vezi până unde a ajuns Jason, asta e cea mai ciudată chestie, dar mă bucur că te-am salvat și mă bucur că ești bine, adică, mamă, se putea întâmpla ceva și mai rău. Cam asta a fost tot și pentru episodul de astăzi, băieți, nu uitați-vă, e ca de fiecare dată să spargeți butonul și acela de like și presupun că, nu, să lăsăm treburile așa, nu? Sau să mergem la poliție? Spuneți-vă în secțiunea de comentarii, voi ce ați face?